Absolventa Liceului de Arte Nicolae Tonița din București și în prezent studentă la Universitatea de Arte Plastice, Liana Bădălău și-a descoperit talentul pentru pictură de când era copil. Părinții au avut grijă să-i pună în valoare talentul și de la 10 ani au înscris-o la Școala de Arte Plastice Victor Carpis din Giurgiu. Alături de profesoara Cioclu Elena, Liana a descoperit treptat lumea magnifică a culorilor. Peste 40 de lucrări ale sale au fost expuse în cadrul unui vernisaj care scoate în evidență talentul și dăruirea cu care Liana realizează desenele. Desenez de foarte mică, dar studiile, să studiez desenul și așa, am început în clasa 4-a, când am venit aici la Școala de Muzică și Arte Victor Carpis. Cum ți-ai descoperit talentul? Ți l-a descoperit cineva din familie sau tu singură? Nu, pur și simplu îmi plăcea să desenez și desenam, iar părinții au observat că pot să am înclinații spre așa ceva. Pune pasiune în tot ce face și împărtășește întotdeauna cu deschidere descoperirile sale. Tablourile Lianei au câștigat premii importante atât în țară cât și în străinătate. Realizează orice, de la portrete până la peisaje, iar unul din tablourile expuse la vernisaj a ajutat-o să intre printre primii la facultate. Profesoara care i-a îndrumat pașii este foarte mândră de ea și crede cu tărie că va ajunge un mare artist. Este o mare bucurie să deschidem această expoziție care ne demonstrează de fapt ce trebuie să facă un copil care are talent ca să și-l dezvolte și care să poată să facă din artă o meserie. De fapt, știința învățării cu pasiune dă rezultatul pe care îl vedeți aici. Expoziția de pictură Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept prezintă cele mai bune lucrări ale Lianei Bădălău, care constau în artă grafică, portrete, dar și pictură. Totodată, artista este pasionată și de design vestimentar și speră ca în viitor să se facă remarcată prin talentul său.